În conferința săptămânală a socialdemocraților giurgiuveni, noul lider al PSD, Liviu Dragnea, a fost felicitat în mod public de organizația județeană, care vede în numirea lui Dragnea, în fruntea partidului, singura modalitate prin care PSD-ul poate merge mai departe. Domnul Dragnea a demonstrat și în trecut și prin prisma funcțiilor care le-a deținut, vorbesc din punct de vedere administrativ ca și președinte de Consiliu Județean, ca și ministru al dezvoltării, a demonstrat că este un bun organizator, un om care poate ține unit partidul într-un moment în care vedeți că este o presiune destul de mare care se pune din partea competitorilor politici, argumentată sau mai puțin argumentată și nefundamentată de cele mai multe ori, dar este omul care, din punctul nostru de vedere, poate crea o coeziune și poate duce mai departe proiectele partidului. De cealaltă parte, conducerea Partidului Social Românesc crede că, cu un condamnat în frunte, PSD își pecetluiește soarta. Din păcate, pentru noi, populația României, și pentru membrii PSD, mare parte din ei, eu cred că este o mare dezamăgire. Dacă a ținut, cu ghilimele de rigoare, demisia lui Ponta pe fapte, tocmai pe fapte de corupție, uitați că i-a luat locul un alt corupt, să spunem așa, Liviu Dragnea, care și el la fel are probleme penale și, dacă ne aducem bine aminte, tocmai de aceea și-a dat demisia din ministru al dezvoltării. Nu știu acum pe ce criterii s-a autopropulsat în fruntea Partidului Social Democrat. Atât PSD cât și PSRO sunt partide de stânga, unul aflat la guvernare, celălalt cu mari speranțe în atragerea electoratului. Ambele formațiuni se consideră apărătoare ale salariaților, al tinerilor și pensionarilor și al capitalului românesc.